Ziua premergătoarei boboteze a fost în incinta penitenciarului Botoșani una de coșmar. Un conflict spontan izbucnit între mai mulți deținuți s-a soldat cu rănirea extrem de gravă a cel puțin doi dintre ei. Varianta oficială prezentată de reprezentanții unității de detenție a fost una scurtă și extrem de greu de obținut. Totul ar fi început luni, 5 ianuarie 2015, pe la 15 și 10 minute, când în penitenciar ar fi izbucnit un conflict între patru bărbați. În urma scandalului, doi dintre aceștia au ajuns la spital. Unul a rămas internat, având nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, iar celălalt a revenit în unitate de detenție după ce a fost tratat de medici. Conform procedurii, unitatea de detenție a instituit mai multe măsuri prin care a fost anunțat judecătorul delegat, fiind vorba de persoane private de libertate și parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, și totodată s-a declanșat și o anchetă internă pentru a se stabili exact cauzele care au dus la declanșarea conflictului spontan. Neoficial, se pare că deținuții s-ar fi luat la bătaie, unul dintre ei l-ar fi înjunghiat pe un altul cu armă confecționată în unitate, i-ar fi produs mai multe plăci prin înjunghiere, inclusiv în gât, starea acestuia fiind extrem de gravă. Ar fi fost transportat cu o ambulanță de terapie intensivă la Spitalul Mavromati Botoșani, iar mai apoi la unitatea spitalicească din Iași din cauza stării grave. Ambulanța ar mai fi fost solicitată încă o dată la penitenciar, unde agresorul care a folosit arma ar fi fost bătut măr de ceilalți deținuți, care astfel ar fi răzbunat înjunghierea primului ajuns la spital. Bărbatul bătut nu ar fi rămas însă internat în spital. Echipele Botoșăneanul și Somax TV au încercat să obțină o poziție oficială de la reprezentanții penitenciarului privitoare la conflictul spontan, însă directorul unității a motivat prin reprezentanți că este prea ocupat. Toate persoanele private de libertate care au fost implicate în scandal se aflau în regim semideschis, fiind condamnate pentru fapte de violență.